Știu că nu mai știu să mai vorbesc în fața camerei, pentru că a trecut atât de mult timp. Știu că am niște urme geniale pe nas, dar cred că știți de la ce să mai spun. Și da, sunt super entuziasmată că pot din nou să vorbesc în fața voastră, deși sigur o să fie super cringe, pentru că nu mai știu să mai vorbesc în fața camerei, pentru că mi-am ieșit din această sferă de vlogging de foarte, foarte mult timp. Și cred că e o perioadă de aproape un an de zile de când nu cred că am mai vorbit așa, doar am mai postat câteva filmulețe, dar așa, nu am mai vorbit. Dar mă bucur că s-a terminat perioada în care să nu mai pot, în care n-am mai putut de fapt să mai filmez. S-a terminat, da, oficial primul an de facultate, cu tot cu sesiune, cu tot cu tot ce a fost și pot spune că anul ăsta chiar a fost unul genial pentru mine din foarte multe puncte de vedere. Desigur, a avut părțile lui negative, cum cred că orice chestie pe care o facem în viață are și părți negative pe lângă părți pozitive. Și eu cred că e super important să fie și așa, pentru că dacă nu e așa, atunci nu am mai avea ce să mai învățăm. Și am avut foarte multe de învățat. Și sunt tare încântată că o să pot să vă împărtășesc ceea ce am avut eu de învățat, în limita confidențialității și cum vreți voi să îi spuneți, dar eu cred că o să pot să vă împărtășesc lucruri care pe mine m-au putut, nu știu, care m-au pregătit de fapt și care pe voi o să vă pregătească mult mai bine, pentru că și mie mi-ar fi plăcut să-mi spună cineva chestiile alea. Și în același timp, sper că voi reuși să surprind chestiile care să vă ajute și să vă întărească așa pentru toată experiența asta legată de facultate și de admitere și de toate astea. Pentru că știu că nu e ușor și chiar dacă în postura mea acum mi se pare admiterea excepțional de ușoară față de anul de facultate și nu vreau să vă sperii, știu că din perspectiva voastră clar a fost și este mult mai greu și încerc prin asta să vă ajut. Sper să reușesc chestia asta. Așa că acum va fi o, nu știu, o serie de filmulețe, pentru că nu vreau să le mai fac atât de lungi, sau cel puțin încerc. Ideea că e super greu să te uiți la un om vorbind 30 de minute, deși eu vorbesc mult, dar multe persoane știu că au zis că sunt poate prea lungi filmulețele, așa că o să fac mai multe filmulețe, poate, în care o să vorbesc mai mult despre... Adică, nu că poate, sigur, o să vorbim mai mult de facultate și în care să vă împărtășesc chestii, așa, într-o serie de hai să discutăm despre graphic design sau habar n-am, nu m-am gândit încă la un nume. Pe lângă acest aspect, voi începe cu faptul că după ce am terminat admiterea și am fost excepțional de încântată și știți treaba asta, că am reușit și mamă, totul a fost super, super fain. A venit primul an de facultate. Primul an de facultate care te lovește clar cu chestii noi. Adică, nu știu, dacă n-ai fost obișnuit și eu nu m-am dus niciodată la nicio facultate să văd, nu știu cum sunt cursurile sau lucrurile de genul, pentru o persoană care n-a mai fost în viață ei la facultate sau să aibă o experiență de genul, clar te vei lovi de treaba asta. Multe, multe lucruri noi venite deodată care te iau așa valvârtej și pe mine clar așa m-au luat. Și nu-mi pare rău, dar e o chestie. Iar lucrul ăsta a fost super... m-a speriat, adică am avut o perioadă în care eram super speriată pentru că credeam că nu o să pot să fac față sau credeam că așa va fi toată facultatea sau toți anii de facultate și eram wow, nu cred că o să pot să rezist, dar bucurați-vă, nu este chiar așa. Dar începutul, da, este. Te lovești de oameni noi, pe unii poate știi de la pregătire, poate să faci prieteni și poate e puțin mai ușor să percepi ceea ce se va întâmpla. Dar pentru mine, care nu mi-am făcut, pot spune, niște prieteni, așa, eu sunt o persoană care îmi fac foarte greu prieteni, și mi-a fost destul de greu să percep noul an din perspectiva asta și categoric niciodată nu o să apuci să-i cunoști pe toți, adică pe toți colegii tăi de facultate, din punctul meu de vedere, să-i cunoști așa cum poate îi cunoști pe cei de liceu. Niciodată cred eu că nu o să poți să-i apuci să îi cunoști pe cei de facultate din sfera asta. Și foarte nașpa atunci când oarecum oamenii își fac o perspectivă sau o părere despre tine, e foarte nașpa și atunci pentru că e ok să arăți așa cum ești tu și
oarecum să nu creadă că ești altfel, doar că nu întotdeauna reușim chestia asta și întotdeauna se întâmplă să exprimăm sau să arătăm chestii pe care n-am vrea să le arătăm, doar pentru faptul că ne e frică sau nu ne dăm seama. Al doilea lucru care pentru mine a fost super, super, super greu a fost ceea ce am făcut anul ăsta și la început mi-a fost super greu pentru că eu aveam o sferă sau un câmp vizual legat de ceea ce voi face la facultate atât de micuț față de ceea ce a fost încât m-a luat așa super, wait, așteaptă, stai un pic. Nu știam că va fi chestia asta, nu știam că voi face lucrul ăsta și mă bucur că am făcut lucrurile astea acum și mă bucur că am avut ocazia să învăț așa ceva. Dar că atunci eram super speriată, credeam că nu o să reușesc să învăț, credeam că nu o să reușesc să pot să fac față, credeam că toată lumea e mult mai bună decât mine și că sunt cea mai varză și cum cred că poate mulți au trecut prin chestia asta, e normal. Numai atunci când poate știi lucrurile astea, atunci da, categoric e mult mai ușor să le percepi. Așa că, pentru mine, pot spune că primul an de facultate m-a lovit așa cu chestii de genul programe pe care le-am făcut tot anul, iar pe care eu nu le știam, în afară de Adobe Photoshop, Adobe InDesign, iar Adobe Illustrator, au fost pentru mine programele care m-au speriat categoric din prima, în condițiile în care ele sunt programele principale pe care le vei face în ateliere și sunt cele mai importante, adică în asta vei lucra și ca graphic designer. Bine, poate nu neapărat, poate aberez eu, dar cel puțin probabil de față de asta m-am lovit și sunt, nu știu, cred că o bază pe care orice graphic designer ar trebui să o aibă, ideea de a lucra în Adobe Illustrator, în Photoshop, în InDesign, cred că fiecare ar trebui să știm să lucrăm, să le folosim. Și mă bucur excepțional de mult că am învățat să le folosesc la facultate. Doar că a fost super greu, pentru că eu nu știam să le folosesc, nu știam, n-am lucrat niciodată în ele și credeam că gen toată lumea știe și eu nu. Și m-a luat super pe nepregătite, am fost foarte panicată. Au fost, mă rog, seri și zile în care stăteam și mă uitam la tutoriale ca să învăț, deși și la facultate învățam, adică să nu credeți că vă dau programele și o să fie gata, lucrează în ele. Categoric am avut ore, câteva ore la început în care ne-au învățat chestiile principale de lucrat, adică tool-uri, nu știu, tool-uri pe care le folosești de fiecare dată și lucruri, așa, shortcut-uri, chestii care să ne ajute, dar pentru alte teme sau, eu știu, în general așa, o mare parte a trebuit să învățăm și noi și să fie o chestie care să vină de la noi, să vrem să învățăm, să știi cât mai multe, să faci cât mai bine temele pe care le primeai. Pentru că anumite teme, poate, te determinau să folosești niște tool-uri pe care până atunci nu le-ai folosit și acest lucru era o chestie așa de învățare, dar care era super greuță oarecum pentru cea care nu știe și pentru mine a fost super stresant. Dar mă bucur că am trecut peste chestiile astea și mă bucur că acum știu. De asemenea și în Adobe InDesign, care e un program super genial și eu nu știam că există așa ceva, spre rușinea mea, dar mă rog, asta e... Nu pot să mă pronunț și n-am putut niciodată să mă pronunț că sunt o persoană care știe chestiile legate de graphic design, pentru că chiar nu știam ce reprezintă graphic designul în mare. Aveam o vagă idee, acum clar, categoric mi-am întărit-o mult mai bine ce înseamnă graphic design și ce înseamnă design în sine și bănesc că și voi tot astfel veți face dacă veți ajunge. Am făcut chestii super faine în InDesign, pe care o să vi le arăt, desigur, nu cred că în filmulețul ăsta, dar în următoarele. De la reviste, la broșuri, afișe, am învățat foarte multe lucruri legate de compoziții, pe care, oricum, la care eram puțin varză pentru că nu-mi plăceau, dar care m-au ajutat super mult. Foarte multe reguli pe care dacă nu le știi și pe care dacă nu vrei să le înveți, reprezintă un minus foarte, foarte mare în sfera graphic designului, din punctul meu de vedere cel puțin. Și, nu știu, pentru mine treaba asta cu programele m-a luat așa puțin pe nepregătite și am fost ok, cred că o să clachez, cred că nu o să mă descurc. Deci m-am descurcat și a fost totul ok într-un final. O
altă sferă a fost de fapt legată de materiile teoretice, la care, la fel, nu așteptam să facem anumite lucruri. Aveam o vagă idee despre ce am face, dar unele dintre ele, la fel, m-au luat pe nepregătite și eram, wow, o să fac așa ceva? Adică, la fel, au fost destul de greuțe, pot să spun, dar care m-au ajutat foarte mult. Adică, din punctul meu de vedere, și nu era punctul meu de vedere, pot spune eu asta la începutul facultății, dar acum este, cred că pe lângă a ști să stăpânești anumite tehnici, pe lângă a ști să faci anumite lucruri, din punct de vedere al desenului, cred că cel mai important e să ai și o cultură în spate și o cultură stabilă și bine determinată, să ai cunoștințe legate de domeniul tău și nu doar reguli și chestii, cât și artiști, cât, mă rog, designer, dacă e să vorbim de sfera aceasta, cât și lucruri care s-au întâmplat în trecut legate de design și cum s-a dezvoltat totul. Și cum, adică, deși pare că nu te-ar ajuta absolut deloc, te ajută excepțional de mult. Și nu vorbim doar neapărat de design, pentru că ăsta e domeniul în care noi lucrăm. Mă rog. Și cât și de istorie în general, și de tehnici, și de oameni, și de absolut tot. Te ajută excepțional de mult și eu cred că apoi, și pentru mine așa a fost, te raportezi cu totul diferit la desen în sine, la ceea ce faci. Categoric te raportezi diferit. Și pentru mine a fost super genial ceea ce am făcut și mă bucur excepțional de mult pentru tot ceea ce am învățat. Și asta m-a lovit la fel de puternic, așa pot să spun, de prima dată, pentru faptul că au fost chestii la care nu mă așteptam să fac. Unele teoretice sunt importante și chiar vă recomand să le învățați, dar voi discuta și despre asta. Unele nu sunt la fel de importante, acum cred că în fiecare facultate sunt chestii de genul, chestii importante, chestii care nu sunt importante. Până la urmă, alegerea fiecăruia să învețe ceea ce vrea și ceea ce nu vrea. Iar pe lângă treaba asta cu programele de care eu m-am lovit, cu materiile teoretice de care m-am lovit, categoric te lovești și de profesori. Pentru că profesorii sunt cei care te învață, sunt cei importanți, putem spune, și majoritatea se așteaptă ca tu să te raportezi la ei și nu ei să se raporteze la tine. Deși am întâlnit profesori pe care îi respect foarte mult, care s-au raportat la noi, sau cel puțin măcar au încercat să se raporteze, am întâlnit și profesori care nu au făcut chestia asta. Profesori care efectiv așteptau din partea ta acea raportare, care eu nu cred că e chiar ok, pentru că mai mult asta înseamnă să fii pedagog, ca tu să te raportezi la studenți, copii, elevi, ce vreți voi. Dar, da, e ok. Și cu asta m-am obișnuit, deși pentru mine a fost puțin greu la început. Din perspectiva asta și-am întâlnit oameni geniali, oameni minunați, oameni care m-au inspirat și pe lângă inspirat, care m-au motivat foarte mult să îmi doresc să învăț, să fac chestii, să nu mă mulțumesc doar cu puțin sau cu ce credeam eu că e ok, gata, ajunge să fac atâta. Și, nu știu, pe care poate nu o să iau niciodată și mă miră și mă mulțumește foarte mult faptul că asta s-a întâmplat doar într-un an. Nu știu ce să mă aștept în anii următori. Dar pentru mine primul an chiar a fost super fain și pot spune că pe lângă chestiile negative care au fost, categoric au fost mult mai multe lucruri pozitive. Mult, mult mai multe lucruri pozitive și sunt recunoscătoare pentru chestia asta. Dar poate singurul lucru negativ care m-a ținut, poate pot spune, aproape întreaga facultate, poate spre final am înțeles de fapt cum stă treaba cu chestia asta și am învățat oarecum să trec peste, a fost gradul de subiectivitate la care, nu știu, se raportează, în principal pot să spun, profesorii. Pentru mine chestia asta nu mi s-a părut corectă oarecum, pentru că, deși suntem la o facultate de design și pot să vorbesc și de facultatea de arte plastice, pentru că sunt două facultăți total diferite, sunt convinsă că și acolo sunt chestii legate de subiectivitate, dar referindu-mă strict la facultatea noastră de design, înțeleg că este aproape imposibil să nu existe o subiectivitate, pentru că și noi avem subiectivitatea noastră. Când ne plac anumite lucruri, chiar dacă poate le sunt ok,
raportăm la ideea de frumos, urât, îmi place, nu-mi place, pot înțelege, dar pentru mine, ca profesor, cred că nu ar trebui să existe chestia asta legată de subiectivitate și de ceea ce îți place ție ca profesor și de ceea ce a făcut studentul respectiv și poate nu poți să empatizezi cu el pentru că efectiv nu-ți place ție. Cred că ar trebui să se vadă mai departe de chestiile astea și pentru mine a fost super greu să mă obișnuiesc cu lucrul ăsta. A fost super greu să-mi dau seama că de fapt așa stau lucrurile și nu doar la facultatea noastră de arte, nu vreau să pun accent pe chestia asta. Și focusul nu mai e la el acasă. Ok, am revenit, iată, super. Și cred că, cum am spus, nu doar la facultatea noastră, categoric la majoritatea facultăților se întâmplă asta, din păcate, pentru că nu e ok chestia asta. Și mine m-a dezarmat foarte mult lucrul ăsta, m-a făcut să sufăr în ghilimele de rigoare și să nu-mi dau seama ce e greșit la mine sau dacă e ceva greșit la mine. Și chestia asta, deci m-a făcut să învăț chestii și să fiu mult mai dezinvoltă cu lucrurile astea, chiar m-a făcut să văd lucrurile în perioada aceea dintr-o perspectivă foarte nașpa și poate chestia asta nu e ok. Și, nu știu, această subiectivitate clar că a adus și nedreptăți și lucruri nașpa, dacă pot să le spun așa și pot să folosesc un cuvânt foarte elevat, care, cum am spus, pe mine m-au afectat, trebuie să recunosc lucrul ăsta, dar am învățat că, de fapt, asta este, adică trebuie să trecem peste ele, trebuie să învățăm că, până la urmă, în asta constă și viața, adică niciodată nu se putea să mulțumim pe toată lumea. Și a fost super ok la final. A fost mai greu începutul. Dar mă bucur că am avut de învățat această lecție, care pentru mine a fost foarte importantă. Și cred că astea au fost cele trei chestii care, nu știu, de care eu m-am lovit legat de programe, de profesori și de oameni noi, iar acesta a fost aspectul negativ legat de subiectivitate. În rest, chiar cred că facultatea mi-a oferit foarte multe oportunități, deși poate, sau mă rog, poate, foarte mulți care am vorbit aveam impresia că nu e chiar așa genială facultatea sau că nu oferă chiar atât de multe. Într-adevăr, întotdeauna se poate mai bine, dar oarecum ar trebui să ne mulțumim cu ceea ce avem și să vedem și partea bună a lucrurilor, adică pentru mine a fost genială facultatea din toate punctele de vedere. Am putut, adică în aproape orice am putut să văd un lucru bun sau cel puțin am încercat să văd un lucru bun, chiar poate dacă el nu se găsea acolo, pentru că, până la urmă, ăsta e și un principiu de viață pe care eu încerc să-l văd oarecum sau încerc să-l urmez, nu știu cât de bine reușesc. Acela de a vedea lucruri bune în tot ceea ce ni se întâmplă, indiferent de cât de groaznic sau de nașpa e. Yeah. Și vă, nu știu, vă îndrum și vă invit și voi să faceți chestia asta, adică chiar dacă veți ajunge la facultate și veți întâmpina poate chestii mai nașpa decât le-am întâmpinat eu, că până la urmă n-am întâmpinat eu cele mai nașpa chestii, oarecum să vedeți dintr-o perspectivă pozitivă și să nu luați lucrurile radical, pentru că la un moment dat sau mai târziu vă vedea seama că a fost o lecție de viață sau pur și simplu a fost o chestie care v-a putut ajuta să vă dezvoltați. Și pe mine, clar, m-au dezvoltat foarte multe lucruri și, clar, am alte percepții, alte principii și alte lucruri care, mă rog, astea nu vor fi discutate aici, dar care cred că și pe voi vă vor ajuta, nu principiile mele sau chestii, lucrurile care o să vi se întâmple în facultate. Și, clar, anul ăsta de facultate am schițat foarte multe chestii, am desenat foarte mult și deși eu până în momentul de față am doar un caiet de schițe terminat pe care vi l-am și arătat într-un vlog din iarnă, dacă nu mă înșel, pot spune că în timpul facultății chiar am schițat foarte multe lucruri și am umplut un caiet nou de schițe pe care o să vi-l arăt și pe el. Dar am vrut să fac oarecum acest filmuleț așa de început, în așa fel încât să mă obișnuiesc și eu, poate să vă obișnuiesc și pe voi, deși cred că treaba e mai mult la mine decât la voi. Și să vă ajut oarecum în legătură cu ceea ce va urma pentru cei care vreți să dați mai departe, atât legat de design cât și poate în general, nu știu dacă, habar n-am, vor fi și chestii care o să vă ajute pe cei care poate nu vreți să dați la design, dar eu sper lucrul ăsta și chiar îmi doresc să pot să vă ajut pentru că eu am trecut prin experiența
în care nimeni n-a avut ce să-mi zică, pentru că n-aveam de la cine să-mi văd și a trebuit să trec eu prin ele. Așa că, dacă pot să ajut, cu cel mai mare drag o voi face, asta e clar. Așa că sper ca vlogulețul ăsta, și sper să fie un vloguleț, sper că v-a ajutat în primul rând, sper că o să vă ajute și partea următoare, pentru că asta e doar prima parte, o să mai fac și următoarele părți, nu știu câte ori fi, depinde cât de mult o să vorbesc și cât de mult o să am să se discut pe subiecte, dar voi povesti așa în mare parte ce a reprezentat acest an pentru mine, ce am făcut în acest an, o să vă și arăt. Și deși s-au întâmplat foarte multe chestii și multe dintre ele poate o să le ratez, poate nu o să apuc să discut despre ele pentru că le-am uitat sau poate nu-mi dau seama că n-am spus despre ele, cred că totuși ce o să spun aici și ce o să vă arăt va fi îndeajuns de ok încât să vă poate să vă liniștesc un pic în ideea de facultate și de admitere, deși știu că e super nașpa ideea de admitere, știu că și eu am trecut prin asta și acum în momentul de față admiterea mi se pare super simplă și ușoară comparativ cu anul și nu vreau să vă sperie, adică nu vreau să pară că efectiv anul este groaznic, nu, doar că categoric e mult mai greu, mult mai mult stres, și mult mai multe chestii de-astea, așa, psihice vorbind. Dar, totuși, se merită. Adică, tot ce s-a întâmplat, pentru mine, cel puțin, consider că se merită și sunt foarte mândră de alegerea pe care am făcut-o și de ceea ce am făcut pe tot parcursul acestui an. Așa că voi încheia aici filmulețul. Am deschis așa puțin discuția și am vorbit în mare despre cam ce a fost această facultate și cam ce a reprezentat ea pentru mine și voi continua, cred că, următoarea parte în care voi vorbi de, nu știu, poate de atmosferă, poate de materii, poate de ateliere, habar n-am, dar rămâne să vedeți. Va fi o surpriză și sper că o să pot să vă ofer în vacanța asta multe filmulețe super drăguțele și simpatice și să vă mai destind așa puțin cu sfaturile mele excepționale, geniale. Acum voi urma să spun clasicul eu am fost Ana pe data viitoare, pe care nu am mai spus de atât de mult timp și poate ar trebui să-l schimb, nu știu. Și să vă urez multă încredere și mult succes. Cred că asta e foarte important. Încrederea și succesul cred că sunt cele care fac diferența dintre o persoană perseverentă și motivată și una care nu. Sau ce puțin asta cred eu.